se pregătește identitatea digitală. Avem buletin digital, permis de conducere, salariu digital. Toate acestea se numesc portofel digital. Să acceptăm ca și credincioși? Oare toată această digitalizare nu duce la semnul fiarei? Mulțumesc. Aș vrea să spun că sunt două lucruri care lucrează împreună, dar care nu sunt același, nu sunt identice. Ceea ce ai prezentat acolo reprezintă mijloacele de control pe care societatea le pregătește. Dar mijloacele de control pe care societatea le pregătește pot să fie folosite pentru a identifica, spre exemplu, procedee de spălare a banilor la nivel internațional. Da? Vă deranjează? Nu. Ceea ce a propus dânsul. Identificarea infractorilor sau a persoanelor cu potențial infractor. Vă deranjează? Nu. Pentru identificarea acestora se poate folosi, încă o dată, citiți. Portofelul digital, care înseamnă buletinul, permisul, cardul, toată informația în formă digitală. Tăierea fluxului financiar bazat pe monedă face ca frauda de tipul ăsta să dispară. Deși nu este exclus să apară alt tip de fraudă. Dar oricum se spune, uite, cam așa putem să îmbunătățim oarecum furtul la nivel internațional, lumea să aibă mai mult bani, mai mulți bani, mai multe resurse și să ne vie mai bine. Deranjează? Nu. Când deranjează? Când toate aceste mijloace de control vor fi direcționate pentru a suprima libertatea de conștiință sau exercitarea dreptului liber religios în dreptul tău și în dreptul meu. Și în momentul în care cumva voi fi obligat să calc porunca lui Dumnezeu. Când voi fi obligat să calc porunca lui Dumnezeu, mijlocul de constrângere sau de control poate să fie una din toate acestea. Să mi se spună, uite, dacă nu faci cu tare lucru, contul tău din bancă va fi înghețat și nu vei mai putea avea acces la el. Nu vei mai avea niciun ban și peste noapte te vei trezi flămând, nu sărac, flămând. Și mâine te vei duce să cumperi pâine și va fi magazinul închis pentru tine. Aici apare problema. Însă, dificultatea este atunci când confundăm lucrurile. Pentru că Dumnezeu ne face atenți nu neapărat la mijloacele de constrângere, deși El spune lucrul ăsta, nu veți putea cumpăra și nu veți putea vinde, dar interesul lui Dumnezeu este să mă facă atent asupra semnului fiarei. Și Dumnezeu spune, voi trebuie să pricepeți care este semnul fiarei. Semnul fiarei este ceva pe care îl puteți pricepe și față de care se va folosi controlul și constrângerea. Controlul și constrângerea nu este păcat, dar semnul fiarei va fi păcat. Semnul fiarei va avea ceva în legătură cu călcarea poruncii lui Dumnezeu. Să nu greșim să spunem, știi ce, semnul fiarei este buletinul digital. Pentru că buletinul digital nu calcă nicio poruncă. El este metoda de control. Dar ceea ce face Dumnezeu este să-mi atragă atenția că va fi un interes special pentru ca tu să calci porunca lui Dumnezeu. Una dintre ele. Una dintre ele. Noi știm că semnul va fi călcarea poruncii a patra. Dar aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru. Ați văzut vreodată sâmbătari? Deci cei ce țin porunca a patra. Ați văzut vreodată sâmbătari mincinoși?
Poftiți? E călcarea semnului lui Dumnezeu sau nu? Da. Asta e toată problema. Să nu ne imaginăm că dacă ținem ziua șaptea și suntem atenți la porunca a patra și noi călcăm o altă poruncă, lucrurile sunt în regulă. Că tot sub umbrela semnului fiarei suntem. Că sfințenia înseamnă păzirea poruncilor lui Dumnezeu în integralitatea lor. Nu altfel.